de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Ne revedem din nou după pauză obligatorie de COVID. Asta e. A trebuit să trecem și prin așa ceva. Se pare că este la mod acum și se pare că nu mai sunt probleme. Adică să faci COVID a devenit așa un fel de lucru obligatoriu. Pe vremuri, politicienii toți trebuiau să aibă dosare penale ca să fie legitimați. Acum ai COVID, ești legitimat, poți să stai în societate fără niciun fel de problemă după. Pentru că am revenit, nu o să vă ținem chiar atât de mult, dar haideți să începem cu un subiect pe care strămoșii noștri nu foarte îndepărtați îl aveau ca pe o rugăciune în fiecare zi după 1945. Atunci cei care încă nu credeau în comunism, comunismul atunci era mic și străin, cu nume din alea, mai cu aici, mai cu, cum se cheamă, Vasilievici, chestii, așa. Deci era mic. Atunci românii, cu trupele sovietice venite în țară, se rugau în fiecare zi, se spuneau să vină americanii. Să vină americanii. Iacătă, vin americanii, mai mulți decât erau până acum, dar putem să stăm liniștiți pentru că am fost anunțați că vor veni 1000 de americani și nu oricum, vor veni și pe niște blindate. Acum, e bine probabil că vin americanii, că suntem aliați. Vor fi vreo 2000. Mai vin și niște franțuși, mai aranjați așa un pic, că probabil că nu vin din legiunea străină. Vin din ăștia alți și ne vor apăra. Pentru că noi să ne apărăm singuri e mai greuț așa un pic. N-am reușit să săpăm încă șanțul ăla la intrare de 4 metri, de granițe, n-am reușit încă să facem lucrurile astea, dar nu-i târziu. Ne ajută că vin americanii? Probabil că da, cum spuneam, suntem aliați. Dar să ne aducem aminte că cei care așteptau să vină americanii și luptau prin munți, cât puteau și ei atunci, împotriva comuniștilor, mulți dintre ei au fost prinși de securitate, ăia răicică, și băgați la închisori, în închisori. Din alea adevărate, nu jucăriile de acum în care ci că e supraaglomerație. Citiți memorialistica vremii. Ei bine, cei băgați în închisori au devenit, pentru foarte puțin din populație, martiri, pentru restul populației au devenit niște criminali, iar criminalii care i-au băgat în pușcării, mulți dintre ei au dus-o bine mersi până în zilele noastre, iar copiilor scriu despre cât de criminali sunt cei care s-au apărat de comuniști în munți. Da? Vin americanii și rezolvă lucrurile. Eventual se pot ridica cu banii americanilor niște troițe pentru locurile unde au murit cei care luptau ca să vină americanii după al doilea război mondial. Bun. Acum, de la americani, să trecem la chestiile noastre de zi cu zi, dar nu înainte de a face eu ceva ce este absolut necesar acum pe unul din site-uri, adică dăm drumul pe de o parte la o știre și după aceea încercăm să o și comentăm dacă vom reuși. Dar să vedem, da, am intrat și văd și eu directul din această dimineață. Deci, să venim un pic la ale noastre. După cum știți, este în acest moment situația, locul, momentul pentru votarea bugetelor. Se votează bugetul la județ, se votează bugetul la municipii, la localități.
Și odată cu votarea bugetului, ne dăm seama cât de harnici și cooperanți sunt cei care ne conduc. De exemplu, dumneavoastră știați că la nivelul județului Neamț suntem membri în vreo 9 asociații, mai mult sau mai puțin locale și naționale, sunt chiar și internaționale. Ei bine, aceste asociații, ca să fii membru acolo, trebuie să plătești niște taxe. Ca să plătești taxele alea, ai nevoie de un criteriu după care să plătești. Criteriul ăsta, în general, este numărul de locuitori din zona respectivă la o anumită dată, de obicei începutul anului trecut, pentru anul în curs. Și în ședința care va fi, cred că azi sau mâine, la Consiliul Județean, trebuie aprobată plata acestor taxe. Mai că să vezi lucru interesant. Taxele astea, cum spuneam, se plătesc la numărul de locuitori, în diferite modalități, în diferite sume. Noi am luat să vedem la ce număr de locuitori se plătesc taxele și am avut o mică surpriză cu ajutorul Bogdan, dacă voi reuși, nu pe rând, Bogdan, pe rând. Euronestu, te rog, dacă ai, cea care era jos, unde e un tabel cu județele. Deci, celebra asociație intracomunitară Euronest, cea cu spitalul de la Lescan, dacă mai țineți minte, cere, potrivit statutului, nu oricum, 0,075 de eurocenți pe locuitor. Și ne dă un tabel, acolo cu roșu, vedeți câți locuitori are județul Neamț pentru Euronest. 432.524 de locuitori, pentru care plătim 32.439,3 euro. Sumă modică, având în vedere că am dat vreo 2 milioane și pentru spitalul de la Lescan, putem vreo câțiva ani să nu plătim nimic. Da, treacă de la noi, ce mai contează 2 milioane de euro, condițiile în care cu 2 milioane de euro poți să-ți faci chiar și un etaj cu birouri. Al doilea caz, nu te grăbesc, Bogdan, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România. Dacă reușești să o găsești, ai găsit-o, da? Nu, asta este altceva. Da, dacă ai găsit-o pe aia, da, cred că aici este. Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România calculează la, surpriză, 564.100 de locuitori și ne ia, ăștia sunt băieți de-ai noștri români, neaoși, 0,165 de lei de fiecare nemțean. Deci, să reținem 432.524 la, cât am zis, Bogdan, 564.100. O mică diferență de vreo 100.000 de oameni. Da, mai contează acum la câțiva leuți acolo. Da, s-o consemnăm și mergem mai departe. Al treilea caz. Asociația Euroregiunea Siret Prut Nistru. Vezi că este o adresă semnată de domnul Mircea Cosma. Dacă nu țineți minte cine e domnul Mircea Cosma, vă spun eu, e fostul președinte al Consiliului Județean, băgat în celebrele alea dosare cu portocală de pe la Ploiești. Da, la Ploiești, pentru că acum asociația are sediu la Ploiești, iar domnul Cosma, care nu mai e președinte de Consiliul Județean, probabil că are și el o sinecură aici și este director executiv. Ia să vedem la câți locuitori ne socotește domnul Cosma. 561.352. Dacă mergem, vedem că nu bate cu niciuna din cifrele dinainte, adică 564 și 400 și ceva de mii de locuitori. Bun, bă, vor fi greșeli, hai să mergem mai departe. Mergem la Bruxelles. Adunarea regiunilor, ai dat-o înainte. Adunarea regiunilor Europei. Da? Populație. Regiunea Neamț, populația 471.000 de persoane. Acum facem precizarea că nu știm aici exact
ce date au luat ei în calcul, dar punem suma, cifra, 471 de persoane. Bun, și în final, mergem și la clusterul produs în România. Nu știu dacă ți-am dat această imagine. Vă spun eu, clusterul produs în România calculează Consiliul Județean că trebuie să dea suma de 27.952,35 de euro. Puteți vedea textul publicat în această dimineață în Mesagerul de Neamț. Și la, rețineți, 559.047 persoane în județul Neamț. Măi, oameni buni, gata. Măi, oameni buni, cine ne numără să ne ia banii? Cine controlează că dă acești bani la cei care pretind că au niște date corecte? Cum este posibil ca într-o țară civilizată, cu americani care vin la noi, bine, vin pe, nu în vizită, vin călare pe blindate, să avem atâtea cifre diferite la nivelul populației unui județ? Și băieții ăștia fac niște facturi și le trimit Consiliului Județean, iar consilierii trebuie să ridice mâna și să spună iavol, pardon, da. Trebuie să spună da. Dacă și în rusește tot da se spune. Deci să spună da. Nimeni nu se uită în hârtiile astea. Bă, băieți, vezi că ăștia spun că sunt atâția. Poate facem o economie, poate luăm cifra cea mai mică, poate o luăm pe cea mai mare, poate facem o medie. Și le spunem, bă, ne-ați luat prea mulți bani sau vă dăm prea mulți bani sau ne cereți prea mulți bani. Și lucrul ăsta se întâmplă nu numai la Consiliul Județean, se întâmplă peste tot. Unde? Cum să vă spun, starea de funcționareală funcționează. Adică dacă ai primit o hârtie cu ștampilă și antet, aia este sfântă, tată. Sfântă. Dacă acolo spune că Neamțul are 700.000 de locuitori, atâta plătim. Dacă spune că are 400, atâta plătim. De ce? Pentru că este de unde. Și în definitiv, ce contează câteva zeci de mii, câteva mii de euro la un județ așa de bogat ca Neamțul, care își permite să facă construcții cu 3.400 de euro metru pătrat? E drept, e drept că sunt birouri pentru aleșii județului, dar totuși, parcă e un pic cam mult. Parcă e un pic cam mult. Am vorbit 15 minute, am promis că nu stăm mult, avem foarte multe subiecte pe care le-am publicat și ieri în Mesagerul. Sunt probleme, încep să fie probleme la spital, încep să închidă secții pentru non-COVID, pentru că e nevoie de guri de oxigen. Din fericire, ATI-ul nu este încă, nu este plin și poate rămâne tot așa. În rest, despre alte lucruri, despre toate aceste lucruri, în zilele următoare, mâine, cred că revenim cu invitații să vedem dacă invitații au pata la mala până că au trecut prin boală. Nu mai știm dacă certificatul verde este sau nu este bun. Am făcut ceva și nu știu ce, mi se face semn. Ah, da, mi se face semn. Am uitat ce e mai important. A apărut Mesagerul de Neamț, numărul 524. Haide că dacă toți suntem aici, să vă mai spun câteva lucruri. Proiectul privind reabilitarea UPU Piatra Neamț, în competență de 10 milioane de lei la Consiliul Județean. Deocamdată vi le trec în revistă și după aia vom insista pe câteva dintre ele. Un reportaj merită de citit, așa, pentru culoarea locală. Bazar, hashtag rezist, negustorii de chilipiruri. RoCovid, cazuri grave, puțin observate, de intoxicare și manipulare. Tot mai mult apar acum declarații ale oficialilor care încep să cumpere din greu cenușă ca să o folosească, după cum știți dumneavoastră, cu cenușa. Știți?
ori fac leșie cu ea ca să-și spele obrazul, ori și-o tarnă în cap. Smart City Piatra Neamț, într-un mar de mobilitate, imobilitate urbană și DNA-urile, podurile de la Alexandru cel Bun și USR-ul. Avem și un editorial, Țării cât mai mulți pietoni, apropo de noile schimbări privind codul rutier. Aia cu agresivitatea la volan este cea mai simpatică, pentru că rămâi la mâna polițistului care trebuie să aprecieze pe o scară valorică cam care este nivelul de agresivitate și să te amendeze. Și mi-aduc aminte de o situație de la Târgu Neamț cu un coleg de-al nostru pe care un polițist l-a amendat pentru că nu purta mască. L-a amendat că nu purta mască, dar nu atunci când la fața locului. S-a dus la el la birou și a zis el așa: și domne, eu sunt polițist. Mie mi s-a părut că nu purta mască. Și scriu acolo: amendă 1000 de lei sau 500 de lei, nu mai țin minte. Și ca dovadă și-a pus camera aceea pe care o are, imaginele de pe camera pe care o poartă. Noi am publicat imaginile cu cei care erau, că nu mai colegul, am mai fost cineva, care purtau mască. Polițistul n-a putut să facă dovada că i-a văzut fără mască. În instanță, polițistul a pierdut. E, are vreo importanță? N-are, pentru că el va ieși la pensie. Va ieși la pensie. Prea frumoasele sindicate din poliție, dacă le ridice această problemă, vor spune: vai, da, zice, da, colegul, atâția ani a muncit pe frontul acesta al infracționalității. Și nu poate, trebuie să-l apărăm, să până în pânzele albe. Păi nu. Acest specimen de polițist nu merită pensia, pentru că nu este la primul caz. Dar probabil că cercetarea prealabilă va ține până când îi se termină dosarul și după aceea mergem înainte. Da, deci revenim, va fi la mâna polițistului de pe stradă. Avem și gura lumii, bârfe de Partid Social Democrat, bârfă parlamentară, bârfă de primărie, bârfă muzicală. Nu vi le spunem, că vă lăsăm să le găsiți singuri în ziar. Avem și omul săptămânii, evident, este președintele Consiliului Județean. Cine ar putea să fie altcineva? Numirea săptămânii este domnul Adrian Niță, care a ajuns prefect. Apropo de materiale, proiectul privind reabilitarea UPU Neamț, aveți două pagini cu documente în care arătăm cum s-au derulat lucrurile ca cineva să facă o greșeală de 10 milioane de lei. Și cum au încercat, din punctul nostru de vedere, să acopere această greșeală. Dar nu ăsta este lucrul cel mai important. Important este că acest proiect are data de început 2019 și el are data de finalizare 2022, sfârșitul lunii iunie. Probabil că se mai obține o derogare. Nu s-a făcut nimic la el, deși era semnat contractul, dintr-un motiv foarte simplu. A apărut celălalt proiect privind spitalul cu 13-12 etaje și heliport în locul actualului spital. Așa, mai multe proiecte din zonă au fost amânate sine die, dar totuși semnate. Adică s-a luat un angajament. Când au început discuțiile pentru noul teren, cel donat de Gărcina și Girov, iată, acum se fac demersuri rapide ca să pornească cu adevărat proiectele astea. Numai că, probabil un consopist de acolo a zis: domne, hai să, dacă tot facem, hai să reglăm greșeala care am făcut-o, că am pus un 1 în plus și în loc de 1 milion am pus 10, și au trecut din nou suma de 10 milioane, de data asta reprezentând cheltuieli proprii ale Consiliului Județean, bine, neeligibile. Până și Ionel Arsene, care se știe cât își apără
oamenii din Consiliul Județean a considerat necesar să retragă hotărârea de pe ordinea de zi. Probabil că ea va apărea într-o altă formă. Nu discutăm aici despre anexe, că nu le-a văzut nimeni deocamdată. Probabil că ele sunt undeva și anexele alea ar fi trebuit să demonstreze că e nevoie de o mărire a proiectului de la 7 milioane la 17 milioane. Da, când or veni, le vom vedea. Dacă nu sunt, înseamnă că acolo avem o problemă care are chiar și conotații penale pentru cei care mai au miros. Da, ne oprim aici. Asta a fost emisiunea de astăzi, prima după COVID. Cele bune!